La casă sau la bloc? Mulți locatari de bloc se plâng de viața cotidiană de chin pe care o trăiesc într-un apartament, de gălăgia unor vecini, de scuturatul covorului chiriașului direct în balconul tău, de bormașina care nu se mai oprește din găurit seara, sau de certurile interminabile ale proaspăților căsătoriți de alături care se descriu prin nepotrivire de caracter. Visează la o casă, căsuță zic ei, în care să stea singuri și retrași, la grădină și umbra copacilor, la dormitoare largi unde să ai loc, la spații de depozitare sub scări, în garaj, în debara, unde să poți să spui una alta, la libertatea de a putea să-ți amenajezi și să decorezi, să renovezi interior și exterior când vrei tu și cum vrei tu. Și așa mai departe. În schimb, pe cei de la casă îi auzi bocind mereu vara că trebuie să tundă peluza, iarna că trebuie să încălzească 140 de metri pătrați și le vine gazul 6 milioane, că nu știu de ce au vrut la casă, să plătească triplu utilitățile, să aibă toată ziua câte ceva de reparat sau de modernizat, să tot facă naveta că, de, casele nu le poți trânti în centrul orașului, ci mai la periferie, că li s-au căsătorit copii și le-a rămas casa goală, numai bine un apartament acolo, 50 de metri pătrați, dar totul administrația și cheltuielile la comun și n-ai stres și treabă în plus. Ei bine, pe acest pământ imperfect, populat de oameni imperfecți, și formele de locuință sunt tot imperfecte, fiecare cu avantajele și dezavantajele lor. Ca așa, invers, poți să stai la bloc și să ai liniște și pace și niște vecini amabili și silențioși, iar la un duplex să te cerți non-stop cu babanul de peste gard. Că pruncii tăi dau zilnic mingea peste gard. Că tu, ea ta sau brăduleții îi țin umbră florilor lui. Sau că nu-i convine cum ți-ai parcat mașina la poartă. Sau că pe chinezul tău latră toată ziua. Așa că totul ține de oameni, de situații și de împrejurări. Eu, de exemplu, împreună cu soția și piciul nostru, am hotărât să locuim într-un apartament. Tocmai pentru faptul că ziua de sâmbătă nu este o zi de curățenie. Noi nu suntem foarte mult pe acasă, ne place să ieșim, să mergem în parc, la munte, la mare, să facem excursii. Și atunci nu ne prea trebuie un spațiu rezidențial exterior, curte, grădini, terase. Așadar, la casă sau la bloc, e bine acolo unde ți-e ție bine. Pentru mine unul, locuința nu este un loc unde să stai foarte mult. Tu, ce părere ai? Cum e mai bine, la casă sau la bloc? Lasă-mi un comentariu cu opinia ta despre acest subiect. Săptămânal publicăm astfel de videouri. Dacă ți-a plăcut acest clip și vrei să fii la curent cu cele care vor apărea în viitor, abonează-te la canalul nostru de YouTube aici. În plus, lasă-mi un comentariu cu o întrebare la care cauți răspuns și încă nu l-ai găsit. Poate îl găsim noi.